Înainte de a vedea cum mă fac de râs în acest videoclip și să râdeți cu lacrimi, mă rog, unii poate da, unii poate nu, vreau să vă prezint acest grup, se numește Sneak Happy Fans și aici este grupul pe care l-am creat și unde sunt foarte mulți abonați. Bineînțeles, poți să te înscrii și tu dacă te consideri un abonat Sneak Schmaker și dacă vrei. O grămadă de posturi șmecheri, abonați activ, vă mulțumesc, bă, îmi place cum vă comportați pe grup și acum să trecem la episod. Da, bă, știu că e mult, dar putem să strângem 200 de like-uri, ar însemna foarte mult pentru mine și credeți-mă că o să vă placă acest clip. Pace! Da, mă rog, cu toți am avut acea chestie numită chestiile cu fetele sau, mă rog, ceva de genul. Dar hai să vă zic cum a început la mine. Ok. Încă mi-amintesc că eram mic, eram, cred că, nici nu mai știu câți ani aveam. Era pe vremea când era serialul la Sissi și Rocky, cred că eram Rocky și Sissi, mă rog, erau dansatoare, ok? Și era pe Disney Channel, frate, parcă, și nu știu, cred că eram undeva între a patra, dacă nu mă înșel, sau dacă nu chiar și mai devreme, pentru că am avut o problemă. Și hai să vă explic eu în ce constă problema asta. Bă, frate, atunci când se difuza la televizor, eu aveam o problemă, frate, eram îndoctrinat, eram corupt, eram spălat pe creier de o chestie care nu mă putea, deci, și era doar pentru mine, dar nu mai ziceți numai, hai să vă zic ce s-a întâmplat. Bă, când se difuza un serial de ăsta, mă rog, un desen animat, și erau incluse și fete, frate, da, erau incluse și fete, dar încă țin minte momentul ăla, aveam, frate, un televizor de la, era cât un cartof, mă jur, era cât un cartof. Și avea doar două butoane, dintre care unul nu mergea și unul era scos. Și nu puteai să-l apeși, aveam o scobitoare și... Ok, și apăsam scobitoarea în butonașul ăla să meargă, mă rog. Bă, și cum am reușit, cum deschideam eu televizorul ăla atunci, s-a întâmplat, frate, să fie fix atunci, a zis și Rocky. Sau nu știu cum dracu era, cred că era pe vremea aia. Și bă, ce să vedeți, fratele vostru, aici... Aveam o problemă, v-am spus. Eu consideram că personajele din desene animate sau de la televizor mă văd, fac-mi, știu, da. Deci sunt un tâmpit. Cum am putut, dar cine știe ce era în mintea aia mea de copil atunci? Aveam nu știu câți ani aveam, eram, nici nu cred că aveam 10 ani, ok? Cred că eram mult mai mic, eram de mult tare, ok? De mult, fac-mi, trăgeți-mi una, trăgeți-mi două, dar eram mic, o da... Și da, bă, ce să vezi, frate? Eu pur și simplu ce m-am gândit, frate? Bă, veneam de la baie, frate, era o vară încinsă de aia. Eram mic acolo cu șopârlica mea crescută. Și ce să fac, bă, frate? Vin de la baie frumos, așa, în chiloței, n-am nicio treabă. Și cum era televizorul deschis, se terminase reclama și a început Sissi și Rocky, frate. Bă, frate, și dau colțul să intru în cameră și ce să vezi? Era faza asta că, nu știu ce, se uitau fix la... televizor, deci se uitau fix cum m-aș uita eu la cameră perpendicular, drept, fix, paralel cu voi, mă rog. Și gen față în față, că nu știu ce avea o secvență acolo. Și eu, cum eram un mic chelbos, frate, am crezut dracu că mă văd, frate. Eu credeam că mă văd, nu știu ce aveam, credeam că mă văd, ok? Credeam că mă văd. Mă, frate, și în momentul ăla m-am lăsat pe zumat. Pe masa unde îmi țineam televizorul, frate, și așteptam să-și facă intro ăla cu... Era o melodie, știi? Pe care o cânta aia, știi? Aia mai neagră, știi? Bă, frate, dar era chestia asta, frate, că... Bă, și la desenele... Da, și la desenele animate, gen animate, animate, frate, animații. Și atunci credeam că mă văd ăștia, frate. Și pur și simplu, bă, nu știu ce era în mintea mea, frate, mă jur că mă uitam la el și mă întrebam așa în gândul meu, bă, ce mă văd, dacă mă văd, ia, ce credeți? Și mă gândeam, bă, dar văd prea mulți oameni ca să zică ceva de mine, știi, mă gândeam așa, bă, cât de tâmpit puteam să fiu și mă jur, chestia asta nu inventată, deci nu mint, așa o fo, n-am ce să fac, atâta mă ducea pe mine mintea acolo, atunci, pardon. Da, bă, oricum, poveste de asta n-am mai auzit în viața mea, să n-am parte, dar eu atâta credeam, frate, atâta putea mintea mea atunci. Dacă eu credeam că, pur și simplu, ca și cum aș face un live, da, și aș avea facecam-ul pus, da? Și voi m-ați vedea pe mine, dar eu uitasem asta și mă gândeam, bă, ăștia mă văd, mă, stai să mă ascund, așa eram, frate, bă, doamne, mă, cât de idiot puteam să fie. Oh my god. Da, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod și dacă mai vreți episod de genul, nu uitați să lăsați un like și nu uitați să vă înscrieți în fan grupul Sneak Happy Fans de pe Facebook dacă vă considerați abonați activi.
Este un grup pentru amuzament și pentru mine mai mult și vă iubesc, bă, fraților, pe data viitoare.